Articol de Daniel Grigore, publicat sâmbătă, 01 aprilie 2023, 1024 actualizat sâmbătă, 01 aprilie 2023, 1036 Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei Halep, a oferit cele mai recente informații legate de procesul în care dubla campioană de Grand Slam este cercetată pentru dopaj. Jucătoarea noastră a fost informată de testul pozitiv pe 7 octombrie 2022. Jucătoarea noastră a fost informată despre testul ei pozitiv pe 7 octombrie 2022. Cazul ei este audiat de o organizație independentă, Sports Resolutions. Firicel Tomai a lucrat cu Simona Halep între 2009 și 2013 și rămâne aproape de sportiva constanțeană. El a oferit ultimele detalii despre cazul în care fostul numărul 1 mondial este judecat pentru dopaj. Miami Open reacție grotescă în timpul meciului Soranei Cerstea, a fost amenințat cu excluderea din arenă vești de ultimă oră din procesul Simonei Halep. Simona se luptă cu două amânări. Procesul trebuia să aibă loc de două ori până acum, dar a fost amânat din diverse motive. S-au trimis probe fizice, medicamentele sau canistra, iar din câte știu eu au fost refuzate, un examen de laborator. Ciudat că se fac aceste amânări, este în defavoarea Simonei. Dar are vârsta și calitățile necesare pentru a mai putea juca tenis încă 3-4 ani, a spus Tomai la DigiSport Matinal. Fără să joace un meci mai bine de jumătate an, Simona Halep rămâne în fruntea clasamentului WTA, pe locul 25. De la anunțarea testului pozitiv, sportivul constanțean nu a mai comentat deloc subiectul. Mai multe știri despre tenis ce regretă Sorana Cerstea după eșecul cu Petra Kvitova, 3 jocuri cheie pe care le-ar fi abordat altfel, 4 statistici importante după duelul Kvitova. Cerstea a devenit coșmarul Soranei și a intrat în top dominat de Simona Halep.